cum e mai greu, e mai frumos. La 3-2 pentru ei mai sperat? Am sperat tot timpul. Am sperat și la 3-2 și la penalti și la tot timpul am sperat. Aveam încredere în băieți. Știam că vor să câștige. Nu i-am anunțat nici prima, nici n-au știut că joacă pe prima, nimic, nici nu m-au întrebat nimic. Știam că să dăruiesc total, mă să câștige joc. După victoria obținută în fața celor din Botoșani, antrenorul Rapidului este încrezător în șansele elevilor săi de a aduce pe areni o echipă din prima ligă. Nu știu, probabil că faza următoare vom pica cu Ceahlău. Va fi un meci la fel de greu, dar sper să trecem. Dacă am putut să câștigăm azi, putem sigur și cu Ceahlău. Meciurile contând pentru faza următoare a Cupei României vor avea loc pe 7 septembrie.